Ok, sunt antrenori Costin de la federație care de 30 de ani n-au făcut o performanță. Cum am venit eu și am calificat echipa națională la campionatul european în primul Cine an? Cine sunt? Dă-mi un nume de antrenor care 30 de ani n-a avut o performanță la federație. Dă-mi un nume. Hai să vorbim cu nume, hai să vorbim deschis. Cine e? Ce caută Boiangiu la federație? Păi înțeleg că e un tip care... Înțeleg că toți copiii care au trecut prin mâna lui jucători zic că era foarte bun. Nu mai înțelege nimica. Nu mai înțelege. Dacă stai 30 de ani să-ți treacă jucătorii pe mâna ta, important este ce ai făcut cu jucătorii ăia. Normal că dacă te numesc pe tine la federație, o să-l spui și tu pe după ce antrenezi degeaba 20 de loturi naționale, mi-a trecut ăla pe mână, Ăsta e fotbalul românesc, să-ți treacă pe mână niște jucători. Fotbalul românesc înseamnă să vină Neluz Roșu cu ghetele în spate, care n-a jucat un meci în divizia B și să ajungă cel mai bun pasator din țară la 19 ani.